Bună seara, prieteni! Este ora 21 și suntem live aici pe Facebook. Dragi prieteni, așa cum v-am spus de fiecare dată, în fiecare seară veți avea o surpriză. Iată că și în această seară aveți parte de o surpriză. Tema emisiunii pe care o voi aborda în această seară este fuga e rușinoasă, dar e sănătoasă. Dragi prieteni, cu siguranță mă veți întreba ce are în comun emisiunea pe care v-am prezentat-o aseară referitor la ce este în Valea Jiului cu fuga e rușinoasă, dar e sănătoasă. E bine, dragi prieteni, dacă veți sta până la finalul emisiunii și veți fi foarte atenți, cu siguranță vă veți da seama despre ce este vorba. Bineînțeles, aseară după ce am prezentat emisiunea cu minerii și despre minieri, despre problemele care există acum în Valea Jiului, după ce am terminat cu dumneavoastră, bineînțeles că nu am închis televizorul, am continuat să mă uit la știri, pentru că v-am spus, nu știu dacă pe dumneavoastră vă interesează în mod direct, pe mine mă interesează, dar v-am spus, astăzi sunt ei în postura asta nenorocită, mâine poate sunteți dumneavoastră, eu sau alți colegi de-ai noștri. De ce? Pentru că așa vrea onor guvern. Să-și bată joc de fiecare dată de câte o clasă socială. Numai că ei au început să ia toate clasele sociale la rând. Nu mică mi-a fost mirarea să văd știre bombă, break news, pe la ora 22, că la spitalul Marius Nasta a luat foc. Bineînțeles, toate televiziunile, toți reporterii s-au canalizat pe această știre. Au împânzit deja spitalul și ce credeți? La un generator luase foc sau a făcut o flamă. Bineînțeles că medicii care erau de gardă au procedat foarte corect și fiind mai ales spital COVID, acolo se lucrează cu butelii de oxigen și e foarte periculos să nu sară în aer. Și acum știți, când se aude o știre dintre aceasta, nu mai miră pe nimeni că la ora actuală, cum se aude că a luat foc, se știe. De ce? Pentru că toate spitalele, din câte ați aflat, sau mai bine zis, în proporție de 90%, nu au autorizație de funcționare de la situații de urgență. Deci funcționează pe nașpa. Problema stă în felul următor, că în momentul în care medicii de gard au sunat la 112, ce să crezi și să vezi? Au venit 10 mașini de pompieri și pentru că știau că problema este tragică, referitor la bolnavii de COVID, au ajuns și 10 salvări în zonă. Până aici, nimic rău. Tot și-au făcut treaba. Au venit cam în 7 minute. Problema de-abia de acum începe. În jurul orei 23, venind de la greva minierilor, senatoarea Șoșoacă, bineînțeles că auzind știrea bombă, s-a îndreptat fuga spre spitalul Marius Nasta. Bineînțeles că acolo a fost un show pe care probabil ați văzut. Ea a dorit să intre acolo, bodyguardii nu au lăsat-o, nu știu ce. În final, cu cine credeți, coincidență sau nu, a dat nas în nas cu ministru Voiculescu. Vlad Voiculescu, adică ministru sănătății. În momentul când l-a zărit pe acest ministru, întrebarea pe care i-a pus-o, întrebare pertinentă, să zic așa, domnule ministru, ce s-a întâmplat
și de ce au venit aceste salvări și mașini de pompieri. A luat foc, știți ceva? Bineînțeles că el, ca un om care nu are școală, că știți, noastră nu are facultate, nu are nimic, dar s-a cocotat a doua oară la rând în funcția de ministru, cu ajutorul unor șarlatani din Parlament, a răspuns în bătaie de joc, s-a văzut ceva abur și de aceea a venit sau au venit aceste mașini. Vă dați seama că ați văzut o șoșoacă și așa e puțin recalcitrantă și așa e cam repezită, a luat foc. Când a văzut că îi răspunde în bătaie de joc, bineînțeles că și-o aș fi luat foc. Nu poți tu să-mi spui mie că de la un abur vin pompierii și salvările. Bineînțeles că a avut loc o discuție foarte aprinsă și la un moment dat Voiculescu, acest nei ca nimeni, a încercat să fenteze reporterii, să fenteze televiziunea și a fugit. În schimb, Șoșoacă i-a ieșit în față și a spus că atât timp cât el este ministru, îi se subordonează ei ca parlamentar. Că el este ales, el nu e ales, el este numit. Și are dreptul să îi răspundă la niște întrebări. Și de asemenea i-a spus că de ce mai este acum pe funcție și nu și-a dat demisia, întrucât la spitalul Balș, acum ceva timp în urmă, 20 de oameni au murit arși de vii. Tot într-un spital de COVID. Bineînțeles că acesta iarăși a început să salte din numeri, a început să se eschiveze și nu a dorit să răspundă la nicio întrebare. Ba mai mult, l-a întrebat senatoarea de ce au vrut să privatizeze spitalele și să le vândă. Întrebarea asta, când a auzit-o, deja a luat foc. Și a încercat să fugă. Și atunci, fuga e rușinoasă, dar e sănătoasă. Pentru că, neștiind ce să mai răspundă, a găsit de cuvință să fugă acest ministru care nu are nicio pregătire, dar se crede mare învățat. Bineînțeles că după fuga dezertorului Voiculescu, senatoarea Șoșoacă, care n-a mai putut să ia legătura cu el și să-l întrebe în continuare, ca noi, românii, să aflăm ce se întâmplă, de ce a luat foc și așa mai departe, atunci, de nervi, a solicitat să vină managerul spitalului. Da, admite, a venit o doamnă, o doamnă foarte cum se cade, și și-a cerut scuze pentru neplăcerile care le-a cauzat bodyguardii, care, bineînțeles, erau ai lui Voiculescu, și ce să vezi, doamna manager a fost o doamnă care a recunoscut adevărul, a spus că s-a văzut o flamă și de frică medicii care erau de gardă au sunat la 112. Până aici, perfect adevărat. Dar v-am spus, această doamnă manager și-a făcut datoria până la cap și bineînțeles că a fost întrebată de senatoare dacă dânsa l-a chemat sau nu pe Voiculescu. Bineînțeles că și de ce el are dreptul să intre și ea nu are. Bineînțeles că doamna manager i-a răspuns frumos și a spus că dânsul e șeful dânsei și are dreptul să intre, dar și doamna Șoșoacă, în calitate de parlamentar, are dreptul să intre și să verifice dacă e ceva în neregulă. Problema stă că acest șobolan, Voiculescu,
fuge de răspundere, așa cam cum fac toți parlamentarii, și o să vedeți de ce fug, pentru că au afaceri necurate și nu vor să fie filmați sau să fie dați în vileag de către presă. Și bineînțeles că atunci doamna Șoșoacă a solicitat sau i-a solicitat doamnei manager să meargă să vadă, să verifice secția de ATI. Între timp, bineînțeles că acolo nu mai era nimeni, oamenii, cei șapte oameni, da, șapte, care erau acolo în ATI, au fost transferați în alte pavilioane și bineînțeles că erau destul de speriați, destul de supărați, vă dați seama, după ce că aveau ei boala care o aveau, să mai se trezească că îi mută pe considerentul că a luat foc. Vă dați seama cam în ce teamă au intrat oamenii respectivi. Bineînțeles că n-a mai avut voie să intre presa, televiziunea, că așa a solicitat să nu mai vină doamna manager, pentru că una dânsa era târziu, era trecut de ora 1 noaptea și bolnavii dormeau, erau speriați și atunci a spus să nu se mai întâmple vreun alt eveniment și au zis că nu mai merg decât dânsa cu Șoșoacă și cu probabil un ziarist, dar în rest nu. Și bineînțeles că într-un târziu, după vreo 30 și ceva de minute, a ieșit doamna Șoșoacă și a spus că totul este în regulă și o să meargă să vadă a doua zi ce se întâmplă cu acești bolnavi. Și atunci când acest ministru a fugit ca un laș, bineînțeles că a dat dovadă de incompetență. A dat dovadă de un sclavagism ieșit din comun. Pentru că el se crede probabil undeva pe o, nu știu, într-un scaun mare de unde privește, iar noi ceilalți, muritorii de rând, practic, suntem sclavi pe plantația lui. Și atunci, când a fost întrebat ce se întâmplă în spitale și de ce nu-și dă demisia și nu face altceva, el ce a făcut? A fugit repede, că de fuga este rușinoasă, dar e sănătoasă. Așa că, tot la fel ca și acest ministru, fac și ceilalți miniștri. Și am aflat astăzi că minerii care au mers la București, mai bine zis liderii lor de sindicat care erau acolo la București, au dorit să meargă la Ministerul Energiei și acolo, așa cum v-am spus, că există Popescu Virgil, nu a dorit să-i bage în seamă și i-a scos afară. Deci, vă dați seama, ei sunt plătiți din banii noștri, ei sunt puși datorită, sau mai bine zis, sunt aleși datorită nouă, iar după ce se văcusați în căruță pe anumite funcții, când ajung acolo sus, nu ne mai cunosc. După care, știți și dumneavoastră ce s-a întâmplat, acești mireri au ajuns, cum s-ar zice, la mila statului, pe banii lor. Deci, asta este mai nou în România. Miniștrii nu fac nimic, iar atunci când sunt prinși cu mâța în sac, singurul lor remediu este să fug. Și fug de răspundere, sperând că nu o să dea socoteală niciodată. Ei bine, doamnelor, domnilor,
Acești miniștri nu că vor da socoteală într-o zi, vor da socoteală cu vârf și îndesat. Dacă nu dau aici pe pământ, dau acolo în sus în ceruri. Pentru că, să știți, când faci rău, Dumnezeu îți dă. Și îți dă cu vârf și îndesat. Și vreau să vă spun că acești politicieni care ne conduc în momentul de față ar cam trebui să dispară. Și nu știu dacă știți, vă spun eu, PNL-ul a mai fost cândva la guvernare prin 29-33 și în 29 ce credeți că au făcut? Au tras în mineri. Acum tot ei sunt la guvernare, tot cu minerii se războiesc. La fel ca și acum, minerii n-au cerut nimic altceva decât propriile lor drepturi. Sperăm să nu se întâmple ca în 29. Înainte de a încheia această emisiune, țin să vă mulțumesc, așa cum fac de fiecare dată, tuturor care v-ați înscris în grupurile mele, cei care nu ați reușit să vă înscrieți, aveți timp să o faceți și dacă veți descoperi în aceste grupuri ceva interesant și vă place, nu ezitați să distribuiți grupurile mele și celorlalți prieteni ai dumneavoastră pentru ca și ei să se înscrie. Dragi prieteni, aceasta a fost emisiunea din această seară și sper că a fost o emisiune destul de interesantă. Sper că ați înțeles de ce am intitulat-o așa, pentru că am vrut să vă arăt câtă grijă au acești miniștri de propriul lor popor. Mint cu nerușinare, iar când sunt față în față cu poporul, nu fac altceva decât să fug. Eu vă mulțumesc că ați stat cu mine și până la această oră și nu uitați că mâine la ora 21 suntem din nou live aici pe Facebook la o nouă emisiune incendiară. Și nu uitați, dragi prieteni, emisiunea de mâine seară, că nici nu știți ce pierdeți. Eu am fost pentru dumneavoastră Marin Dorel, alias Dodorel 62, și vă urez o seară cât mai frumoasă. Să auzim numai de bine și multă, multă sănătate!